această diplomă care consfințește faptul că municipiul Cluj-Napoca va fi capitală culturală, va fi capitala tineretului, pardon, în 2015. Sperăm să fie și cultural european, cum e, cultural european în 2021, nu? Da, aș dori să vă transmite câteva gânduri împreună cu colegii mei. Eu o să spun doar atât, că s-a demonstrat, dacă mai era vreun dubiu, că inima Transilvaniei este tânără. Acest premiu venind în Cluj nu face altceva decât să ne dea speranță. Iarăși să nu uităm că este important să visăm. Pentru mulți dintre cei care au lucrat la acest proiect, la început a fost un vis, care apoi a devenit un proiect. Iar al treilea lucru foarte important, pe care îl știm, dar trebuie spus, un asemenea proiect, care este al comunității, trebuie să meargă printr-un consens și trebuie să fie o muncă în echipă. Nu pot decât să mă bucur că am lucrat cu Farcaș, nu pot decât să mă bucur că am lucrat cu Vlad, cu Ovidiu și cu foarte, foarte mulți alții, pe care o să-i menționăm probabil cu o altă ocazie. Le mulțumesc tuturor celor care au crezut în noi și încă o dată, inima Transilvaniei este mereu tânără. Aș vrea să-i dau cuvântul lui Farcaș Andraș. Asta